Capitolul 3. Ultimele 24 de ore. Razele soarelui se oglindesc timid în ferestrele spitalului. La una dintre ele, maiorul Tomescu privește în gândura spre aleile parcului ce înconjoară imensa clădire albă. Ceea ce îl preocupă pentru moment este salvarea vieții celor două victime. Starea Elizei se înrăutățește din ce în ce mai mult, după cum afirmă medicii. Ioana Aliman e și ea în pericol. Antidotul salvator încă nu a sosit. Maiorul își întrerupse brusc și rul gândurilor. Pe alea principală a spitalului îl zărește pe mare și se grăbește să iasă în întâmpinare. În sfârșit s-a înseninat. Remarcă locotenentul cu buna dispoziție care nu-l părăsește niciodată. Sper că toți norii se vor îndepărta și în seara asta va fi și senin și la propriu și la figurat. Adăugă el observând mina destul de îngrijorată a maiorului. Știi ce mă frământă pe mine?" izbucnește maiorul. Sunt șase suspecți în afacerea asta. Ei bine, în intervalul de timp când Ioana Aliman a fost atacată, niciunul dintre ei, dar absolut niciunul, nu ar fi putut să acționeze, întrucât toți erau puși sub urmărire. Și atunci, cine e autorul atacului asupra Ioanei Aliman? Cine este cea de-a șaptea persoană? Știi, Mareș, un singur fir nu l-am urmărit până acum și... Maiorul Tomescu își întrerupse explicația. Una dintre asistentele medicale se apropia de ei, anunțând că tovarășul Tomescu este chemat de urgență la telefon. Conform înțelegerii prealabile, lucrarea inginerului George Muntanu și a colaboratorilor săi urma să fie prezentată ministerului într-o ședință specială. Dar pe neașteptate, inginerul ceru o amânare de 24 de ore, întrucât, spunea el, nu a găsit cea mai bună formulă pentru final. Când George Munteanu se reîntoarce în laborator, îl cheamă în biroul său pe inginerul Daleș, căruia îi se adresează pe un ton de reproș. Îmi pare rău, prietene, dar m-au surprins neplăcut constatările dumitale de ieri în legătură cu finalul lucrării. Nu vă înțeleg, rosti Daleș privindul mirat. Ai afirmat că probele de laborator ale formulelor emise de mine nu sunt corespunzătoare. E adevărat, dar nu numai eu am afirmat acest lucru și Anca, dar mai ales dumneata. Îl întrerupse cu o asprime neobișnuită în glas George Munteanu. Am verificat toată dimineața probele de laborator. Și ce ați constatat? Rezultatele au fost excelente. Nu se poate. Cred că nu mă socotești un mincinos, după cum nici eu nu te consider un incapabil. Se întâmplă însă ceva, un lucru pe care nu pot să mi-l explic. Ce vreți să spuneți? Dragul meu, poate că ai obosit. Poate că lucrarea aceasta ți-a solicitat nervii peste măsură. Am impresia că se întâmplă de câteva zile ceva deosebit în viața dumitale, ceva care te preocupă mai mult decât descoperirea proceselor electrice în materie vitroasă. Altfel e inexplicabil cum ai putut să ajungi la asemenea concluzii greșite și asta tocmai acum. Vicențiu nu răspunse nimic. Înfățișarea îi era imobilă, părea imaginea unei statui dăltuite în piatră. Dar abia într-un târziu se ridică de pe fotoliu și zâmbic trist. Vă rog să Mă iertați, cred că aveți dreptate. Inginerul Munteanu se apropie de Vicențiul, bătu prietenește pe umăr așa cum o făcuse de multe ori și întinse mâna. Să știi că mâine după amiază, când mă voi prezenta la minister cu întreaga lucrare pusă la punct, voi raporta cât de prețioasă a fost contribuția ta. Să uităm amândoi tot ceea ce poate umbri munca depusă de tine și ajutorul pe care mi l-ai dat până acum. Vă mulțumesc, murmură Vicențiu mai mult pentru sine, și strânse emoționat mâna cei se întindea. Totul e bine când se termină cu bine, acesta e principalul. Am terminat toate experiențele cu câteva ore mai devreme. Și acum ascultă sfatul meu. Ai nevoie de odihnă. Nu e prima oară când ți-o spun. Poți pleca două săptămâni undeva la munte, într-un loc liniștit. Până atunci se cuvine ca asta seară să sărbătorim, într-un fel mai deosebit bânda noastră. Te rog să nu mă refuzi. Ești invitatul meu." Ne întâlnim la ora 8 în fața teatrului muzical. Taleș nu mai avusese timp să răspundă. Probabil că era atât de uimit încât de-abia când ajunse în laborator își dăduse seama că locul fixat pentru întâlnire îi era bine cunoscut. Și tot atunci își aminti și de Lia. Se uită la ceas. Era ora 12 și jumătate. Își îmbrăcă la iuțeală paltonul, își puse pe cap pălăria, și ieși atât de repede pe poarta institutului încât locotenentul Davidescu, surprins de apariția sa neașteptată și de mersul atât de grăbit, abia a avut timp să sară din mașina în care se afla și să pornească în goană pe urmele lui. În acest timp, în laborator, Ancarodan studia cu atenție reacția dintr-o eprubetă. Era atât de concentrată încât nu remarcase plecarea precipitată a lui Daleș și nici nu auzise când intrase inginerul Munteanu. Tresării, surprinsă de ivirea lui neașteptată lângă ea. m a speriat!" exclamă Anca, roșindu-se în obraj ca un elev prins la școală cu lecția neînvățată. În loc de răspuns, George Munteanu îi zâmbi prietenos. De azi dimineață lucrez, sperând totuși că formula finală nu-i greșită. Încercă ea o explicație ca un fel de justificare. Răspunsul inginerului Munteanu veni neașteptat, sec și arsător. Nu te mai osteni degeaba, formula era greșită. Știam acest lucru încă de când v-am predat-o." Și cum laborantul al privea uimită și părea că nu înțelege, adăugă numai decât. Am făcut-o intenționat." Din pricina emoției, Ancarodan scăpăie prubeta din mână. Conținutul ei se răspândi fumegând pe pardoseală. De ce ați făcut asta, domnule inginer?" Bolborosi laboranta. Poate că nu, peste multă vreme am să-ți explic." Cel puțin ați reușit acum să descoperiți adevărata formulă?" Da." surse enigmatic inginerul. Aseară, după ce voi ați plecat, n-am făcut altceva decât să o experimentez. Singur. Nu mai înțeleg nimic, mărturisi Anca. Am impresia că ne-ați evitat pe mine și pe Vicențiu în mod intenționat. Tot ce e posibil. Pentru ce? Acum nu-ți pot răspunde. Oricum, lucrarea e terminată și se te află în sertarul biroului meu, poți să-ți oară dacă nu crezi. Mâine voi preda la minister. Parcă era vorba să o predați astăzi după amiază, este termenul pentru care v-ați luat angajamentul. Am cerut o amânare și mi s-a aprobat. Dar de ce din moment ce ați isprăvi lucrarea? Care e rațiunea acestei amânări? Sunt întrebări la care îți repet. Deocamdată sunt nevoie să nu-ți dau niciun răspuns. În orice caz, meritul contribuției tale la această lucrare este evident și voi raporta la minister. Un timp până în căpere se așternută cerea. Pe neașteptate, mâna inginerului cuprinse mâna delicată, și a crezut că soarele scânteia fierbinte peste crestele înspumate ale valurilor, că nisipul se încinsese și frigea trupul bronzat, exact ca atunci pe plaja la Mamaia, în zilele acelea fericite, când își spuneau pe nume. Apoi în urechi, parcă îi răsună șuierul locomotivei electrice și revăzu peronul înțesat de călători și trenul cu un șir lung interminabil de vagoane și pe el, strângându-i mâna în mâna lui, înfiorat ca și acum și șoptindu-i. Anca, te rog să mă ierți, m-am purtat așa cum nu-mi stă în obicei. Și apoi surâzând ca un adolescent îndrăgostit. Să știi, Anca, n-am să uit niciodată primele zile ale acestei vacanțe, zilele petrecute împreună cu tine. După aceea trenul a pornit, gara parcă s-a îndepărtat, s-a făcut tot mai mică. Anca, te rog să-mi faci o plăcere. La ora 8 astăzi seară te aștept în fața teatrului muzical. Vom merge împreună într-un local discret. Aș vrea să sărbătorim cum se cuvine victoria noastră. Anca Rodan a avut impresia că visează, că tot ceea ce se petrece nu e decât închipuire, dar mâna aceea prietenoasă, caldă, vie, îi ținea încă mâna cu gingășie și cu dragoste. Deci totul e realitate. Vorbele acelea calde, pline de tandrețe, nu au fost nici vis și nici amăgire. Lucrare e terminată, el a găsit soluția finală și acum nu mai are decât o singură dorință. Aceea de a sărbători amândoi împreună victoria. Deci, rosti colonelul Adrian Manea, ne apropiem de faza finală a acțiunii spionilor. Locotenentul Davidescu e pe urmele inginerului Daleș? Da, tovarășe colonel. Ceea ce mă surprinde e că de la prânz și până acum nu au mai dat niciun semn de viață. Crezi că i s-ar fi putut întâmpla ceva? În orice caz, e în imposibilitate de a transmite tovarășe colonel. Oare plecarea precipitată a inginerului Daleș nu poate fi o capcană pentru a ne distrage atenția? Chiar dacă fuga lui Daleș e o diversiune de un fapt, suntem siguri. Și anume, transmiterea formulei finale se va face tot de aici, din București. Și mai suntem siguri de un lucru. Spionii nu au schimbat până acum ora de transmitere a mesajului. Nu uita ceea ce ne-a știința directorul Institutului de Cercetări. Vă referiți la amânarea cerută de inginerul Munteanu? Da, nu ți se pare cel puțin ciudată. Din moment ce lucrarea nu e terminată, ce vor avea de transmis spionii? Chiar dacă nu ar fi în posesia ultimelor date, toți sunt nevoi să ia legătura cu centrul pentru a-i aduce la cunoștință defecțiunea survenită. Bineînțeles, mai există și posibilitatea ca inginerul să fi găsit soluția finală și, din anumite motive deocamdată numai de el știute, să-l fi informat greșit pe directorul institutului. M-am gândit și eu la acest lucru care ar însemna, de fapt, o nouă complicație a problemei. Firește! În timpul extrem de scurt pe care l-am avut la dispoziție doar 72 de ore, ne-am bazat mai mult pe urmărirea celor suspecți, operațiune pe care o consider cea mai eficientă când se cere operativitate maximă. Ai proceda bine. În seara asta vreau să preiau conducerea mașinii care va dirija operațiunile, dându-ți posibilitatea să te afli oriunde va fi mai multă nevoie de dumneata. Pentru maiorul Tomescu, propunerea nu constituia o surpriză. Nu era prima oară când colonelul Adrian Manea participa efectiv în mijlocul oamenilor săi la o acțiune, îmbărbătându-i prin prezența lui, înfruntând alături de ei pericolele ce le stăteau în cale. Trebuia să ai picioare zdravene pentru a nu pierde urma inginerului Daleș. De două ori locotenentul Davidescu crezuse că l-a scăpat și tot de atâtea ori răsuflase ușurat, zărindu din nou înaintea lui. Ce l-o fi determinat pe tânărul inginer să părăsească atât de grăbit institutul? Davidescu nu putea să-și răspundă la, la, această întrebare. Ultima informație pe care o deținea în legătură cu lucrarea era aceea că inginerul Munteanu ceruse ministerului o amânare de 24 de ore. Dar, dacă nu găsise soluția finală, părea bizar că principalul său colaborator îl părăsise tocmai acum. Prin toate acțiunile săvârșite, inginerul Daleș și-a părea deosebit de suspect. Legătura lui cu Eliza Dornescu, faptul că era cel mai apropiat colaborator al inginerului Munteanu, deținând astfel toate informațiile în legătură cu lucrarea ce interesa pe spioni, măreau doza de suspiciune ce plana asupra lui. Și acum, această goană nebună care îi făcea și mai de neînțeles comportarea. În sfârșit, cei doi ajunseră la gara de nord. Inginerul parcurse cu privirea tabloul pe care erau trecute plecările trenurilor, apoi se îndreptă spre casele de bilete. Era atât de grăbit în mișcări încât Davidescu, pentru a nu-l pierde din vedere, renunță la orice fel de comunicare cu colegii săi. Trenul pentru care inginerul luase bilet era un personal ce mergea la predal și urma să plece în două minute. Amândoi reușiră să se urce în ultimul vagon, exact când locomotiva și a anunța plecarea printr-un semnal strident. Daleș era atât de absorbit, de preocupat în tot ceea ce făcea, încât nici nu băgase de seamă prezența lui Davidescu cu imediata lui apropiere. Locotenentul se hotărâ să se rămână cât mai aproape de Daleș pentru a evita o posibilă surpriză, mai ales că personalul oprea în mai toate stațiile de pe parcurs. Se așezase pe culoar în dreptul compartimentului unde luase loc inginerul, având astfel cea mai mare siguranță că nu-i va scăpa de sub supraveghere. Daleș ocupase un loc lângă fereastră. Astfel trecură două ore de așteptare, fără să se întâmple nimic deosebit. Dar, când în zare începură să se profileze contururile munților acoperiți de zăpadă, inginerul Daleș se ridica de pe banchetă, părăsi compartimentul și se îndreptă spre ieșire. Trenul printr o gară mică, ultima înainte de Sinaia. Coborură doar doi pasageri, Daleș și locotenentul Davidescu. Inginerul porni pe o cărăruie șerpuită din spatele gării, fără să se uite în urma lui de jur împrejur doar pădurea de brazi. Cerul s-a acoperise din nou de nori amenințători. Locotenentul păstra oarecare distanță între el și inginer, verificându-și pe caut revolverul. În pustietatea aceea era posibilă orice surpriză. Drumul nu dura însă mult, doar cinci sau șase minute după care la o cotitură se ivi o poiană. La capătul ei, în mijlocul unei grădini înțesate cu tufe de crizanteme, se ridica o căsuță simplă, dar îngrijită. Daleș se oprise în fața porții, parcă îndrăzmin să intre. La telefon maiorul Tomescu vă ascult. Domnule maior, v-am căutat și ieri, spuse Cadrina Dornescu. Dumneavoastră ați fost? Da, am o comunicare importantă pentru dumneata. Vocea femeii părea gătuită de emoție și indignare. Ce s-a întâmplat? Știu cine e criminalul care atenta la viața nepoatei mele. Pentru un moment, maiorul simți cum îi se taie respirația. Încercă să aprindă o țigară, dar nu reuși. Vă ascult, doctorul Bănescu. Din nou, momente de tensiune, de liniște încordată, de așteptare prelungită. În sfârșit, maiorul izbuti să-și aprindă țigara. Unde vă aflați? La mine acasă. Sunteți sigură? Da. Rostise cuvântul fără șovăire, cu ură. Aveți probe? Mărturia lui. Va a declarat acest lucru? Indirect. Când s-au petrecut toate acestea? Ieri, după amiază, v-am dat telefon imediat, dar nu v-am găsit. De ce nu ați revenit? Catrina Dornescu răspunse întrebării cu o altă întrebare. Credeți că nepoata mea mai poate fi salvată? Doctorii vor face tot ceea ce e posibil. Tot nu mă lăsați să o văd? Nu, încă nu. Aș vrea să vă rog ceva. Așteptați numai un moment, domnule Maior, sună cineva la ușă. Maiorul Tomescu a auzit distinct în receptor vocea Catrinei apoi o exclamație de surpriză câteva cuvinte precipitate rostite de o voce bărbătească un strigăt al bătrânei și liniște Alo, alo, doamna Dornescu, ce s-a întâmplat? Drept răspuns, un declic și tonul cineva a așezat receptorul în furcă. Dar cine? Și ce s-a petrecut în casa Catrinei Dornescu? Vicențiu Daleș s-a oprit în fața porții și a rămas acolo vreme îndelungată, depănându-și în minte imaginile unei zile pe care nu o va putea uita niciodată. Da, sunt un visător, un romantic incorrigibil. Ce m-a atras spre căsuța aceasta de vis și dragoste? Poate speranța că o voi găsi aici pe Lia. La urma urmei, de ce nu ar fi posibil? Nu spunea ea că e singurul loc unde se simte nemaipomenit de bine? Ultima oară când am zărit-o era neliniștită și cuprinsă de spaimă. Parcă o văd în ușa apartamentului. Cum mi-a stupa gura cu mâna ei mică rugându-mă să-i dau ascultare. Să plec și să revin cu un telefon a doua zi dimineață. Am ascultat-o. Dar de atunci nu am mai zărit-o și eu am trecut prin atâtea întâmplări, neliniști și doruri, speranțe și gânduri. Poate că în sfârșit o voi găsi. S-a întunecat de-a binelea. A început să plouă mărunt. Dintr-un moment într-altul ploa se poate transforma în zăpadă câtă diferență între seara aceea minunată de octombrie și seara aceasta insipidă de noiembrie. Poate că Lia e acolo, în cameră, întinsă pe patul cu scoarțe aspre și perne moi. Sau poate că stă dinaintea sobei, privind jocul nostalgic al flăcărilor ce impurpurează obrajii. De ce nu se sărește nicio mișcare, niciun semn de viață? De ce sunt închise obloanele și niciun fier de fum nu iese pe horn? Stropii reci îl trezesc la realitate. Inginerul deschide poarta și urcă pe potecă spre casă. I se pare că pașii răsună straniu pe pietrișul spălat de ploaie. A ajuns în cerdac în fața ușii. Apasă clanța în zadar. Ușa e încuiată. Și totuși, parcă a auzit de dincolo de ușă ceva. A trosnit scândura podelei sau a fost numai o părere? Lia. A rostit numele încet, mai mult ca o șoaptă, ca o chemare tainică de îndrăgostit, cu teamă să nu-și trezească din somn iubita. Lia, de data aceasta, a strigat cu orice risc. Aici nu are cine să-l audă. Gara e destul de departe, iar cea mai apropiată casă e la mai bine de o jumătate de kilometru. Lia, sunt eu, Vicențiu, deschide! L-a cuprins o furie nestăpânită. Mintea prinde să se învolbureze. Ce caut eu în pustietatea asta? De ce am venit până aici? Ce m-a îndemnat? Pentru ce am fugit ca un laș când necunoscutul acela a deschis ușa apartamentului? Dacă Lia e acum în dărătul și împreună cu el, poate că îi face semne să tacă sau i-a stupa gura cu mâna ei mică și catifelată, pentru ca individul să nu-și trădeze prezența. Dar nu spunea tot ea că doar eu, Vicențiu Daleș, sunt singurul bărbat de pe lumea asta căruia i-am părtășit taina căsuței de vis? Lia, Lia, Lia!" Izbește cu pumnii și cu picioarele nușă ca un sălbatic. Nu-și mai poate stăpâni nervii și imaginația îi otrăvește sufletul și mintea. Acum a auzit foarte bine scândurile podelei trosnind sub greutatea unor pași apăsați. Deci înăuntru e cineva, sigur un bărbat, și alături de el trebuie să fie ea, ticăloasa, mincinoasa, ipocrita. Sângele îi congestionează obrajii, vinișoarele de la tâmple s-au arcuit și peste ochi parcă i s-a așternut o pânză groasă de ceață. Nu mai vede și nu mai aude nimic. Un singur gând îi tulbură întreaga ființă. Lia e acolo, îndărătul și ușii acesteia blestemate, cu un bărbat. Și deodată, cheia se răsucește în broască, ușa se deschide brusc, trântită larg de perete, și un tânăr blond roșcat, agitat și îngrozit, cu un chip straniu, îl privește cu un fricoșare și uimire în același timp. Cine ești tu?" bolborosește inginerul Daleș. Și ce cauți aici?" celălalt nu-i răspunde. Pe neașteptate se repede spre el. Două mâini viguroase, zdravene, îl își facă pe Vicențiu de gât rândul înăuntru. Din cauza întunericului ce domnește în cameră, dar mai ales a spaimei, inginerul se izbește la tâmplă de un stâlp de susținere și se prăbușește moale pe podea. Roșcatul închide la locușa și se rează-mă pentru un moment de ea. Își ascultă bătăile inimii și nu știe ce să mai facă. Aprinde bricheta și împâlpâirea scurtă a micuței flăcări își dă seama că individul a leșinat. Cine naiba o fi? Mormăie el mai mult ca pentru sine. De la distanță, ascuns după un brad gros, parcă bătrân de când lumea, locotenentul Davidescu a fost martorul întregii întâmplări, fără să poată distinge cine era persoana care l-a atacase pe Daleș. Când inginerul a dispărut în casă, Davidescu a vrut să se repea despre cerdac să-i vină în ajutor. Și-a dat însă imediat seama că în această situație risca să întâlnească poate mai mulți adversari. Hotărât să coboare în gară pentru a comunica la București locul unde se afla. După aceea se va întoarce la casa că și primejdioasă și misterioasă, însoțit dacă va fi cu putință de câțiva oameni de nădejde pe care spera să-i întâlnească în gară. Coborând în fugă poteca îngustă și întortocheată, își aruncă o privire pe cadranul ceasului de la mână. Era de-abia ora 5 după amiază, dar se întunecase cam plină noapte. Ploaia nu mai contenea. Ajunse la șosea. Nu se zărea nici țipenie de om. La 3-400 de metri se deslușau însă ca printr-o sită groasă luminile de neon ale peronului și clădirea cenușii albastră a gării. Maiorul Tomescu alergă până la mașina care l-aștepta în stradă. Reușit să ajungă în 10 minute la locuința Catrinei Dornescu. Pe palier erau două uși. Lumina scării nu funcționa, așa că nu și putea da seama în întuneric care dintre uși e cea de la garsoniera Catrinei Dornescu. În grabă uitase să lanterna în mașină. Noroc că, fiind fumător, avea bricheta la el. Din nefericire, de pe ambele uși lipsau cărțile de vizită respective. Dan Tomescu alese la întâmplare una dintre sonerii. Trecură câteva minute până se auzi târșăitul unor pași pe ciment. Cine e acolo?" întreba apoi o femeie. Aș vrea să vorbesc cu doamna Dornescu." Ușa se întredeschise și în lumina slaba becului din vestibul apăru o blondă între două vârste. Doamna Dornescu locuiește alături," spuse blonda aruncându-i priviri galeșe. E vecina mea. Mă scuzați." Maiorul salută politicos și se îndreptă către cealaltă ușă. Încercați degeaba," interveni blonda. Doamna nu e acasă. De unde știți? Să tot fie vreun sfert de ceas de când au ridicat-o cu salvarea." Explicația căzu ca un trăsne din senin. Poate că vă înșelați." Vai, domnule, eu știu tot ce se petrece la noi în bloc, ripostă sincer jignită femeia. Am văzut cu ochii mei pe fereastră că de la mine din garsonieră se zărește intrarea din stradă. Au transportat-o pe doamna Dornescu cu targa. Cred că se simțea tare rău. Cine era cu ea? Cum cine? Doctorul, șoferul și un bărbat, pe semne vreo rudă de-a dumnea ei, că e femeie serioasă. Vă mulțumesc, doamnă, și scuzați-mă că v-am deranjat bătu maiorul în retragere spre dezamăgirea femeii, care închise brusc ușa și bombă în ciudată în dărătul ei. Dan Tomescu rămase singur în întuneric. Într-o doară încercă clanța ușii de la garsoniera Catrinei. Surpriză! Ușa se deschise. La flacăra brichetei găsi comutatorul. Sălița de la intrare era plină de îmbrăcăminte, de geamantane vechi și de tot felul de obiecte gospodărești, toate de avalma, într-o dezordine surprinzătoare pentru o femeie îngrijită cum e Catrina. O ușă cu geam mat despărțea sălița de cele două camere din care era formată garsoniera. Camerele reprezentau același aspect dezolant. Un scaun trântit pe podea, o vază de flori spartă, ușa de la șifonier deschisă larg, cu lucrurile dinăuntru răscolite, totul dădea de înțeles că se petrecuseră evenimente deosebite. Se presupunea că bătrâna luată prin surprindere s-a opus și atunci a fost dusă cu forța. Agresorul sau agresorii au cotrobăit căutând în grabă un lucru care le era necesar. Dintr-o examinare rapidă, dar atentă, maiorul Tomescu descoperi absența uriașei poșete a Catrinei Dornescu. În același timp îi păru destul de ciudat aspectul îngrijit al dezordinii din cameră. Gândul îi se duse imediat la regizarea măiastră a unui spectacol, al cărui decor e astfel întocmit încât să pară evident spectatorului de la prima vedere. Parcă totul era făcut anume ca primul venit să priceapă numai decât când garsoniera a avut loc o adevărată dramă, o luptă înverșunată între două sau mai multe persoane. O tuse voi discretă întrerupse gândurile. Blonda era în pragul ușii, rotind ochii mari, speriați prin încăpere. Ce înseamnă asta?" murmură ea și se retrase înfricoșată. Am să anunț miliția." Nu e nevoie," căută să o liniștească Dan Tomescu. Atunci ce s-a petrecut aici?" Asta aș vrea să știu și eu, dumitale, ce impresie îți face?" parcă s-a dat o bătălie!" exclamă femeia, rămânând totuși cu mâna pe clanța ușii, gata să bată în retragere la cel mai mic pericol și continuând să privească speriată în jurul ei, neîncrezătoare și agitată în același timp. Dar zău dacă am auzit ceva și doar eu știu tot ce se întâmplă la noi în bloc. De obicei simt și cea mai mică mișcare. Știți? Și pe dumneavoastră v-am auzit când ați intrat aici." Remarca nu trecu neobservată maiorului. Va să zic că bănuielile mele sunt confirmate, își spuse el. Femeia aceasta care vede, aude și știe tot ce se petrece în jurul ei, nu a auzit absolut nimic înainte de a veni salvarea să o ridice pe Catrina Dornescu. Ciudat, foarte ciudat. Urcă cineva pe scări, îl avertiză blonda întrerupând șirul gândurilor maiorului și dispăru numai decât cu intenția de a se refugia în camera ei. Dar în ușa de la intrare se și vise un bărbat înalt care îi barase fără să vrea trecerea. Femeia se lipi fricoșată de unul din pereții săliței. Maiorul Tomescu îi făcuse în bărbatului să o lase să plece și după ce rămase singurii îl interpelă nerăbdător. Ce s-a întâmplat, Dragomirescule, raportează. Subofițerul era agitat și obosit, urca în goană scările și probabil că alergase zdravă în ceva mai înainte, deoarece ștergea transpirația de pe frunte cu Batista, de parcă afară ar fi fost o zi călduroasă de iulie. În sfârșit, se mai liniști și începu să povestească. Cam cu o jumătate de oră mai înainte, chiar în fața blocului, a oprit o mașină a salvării. Medicul a intrat înăuntru și, după puțin timp, s-a întors, făcându-i semn șoferului să vină și el cu targa. M-am apropiat de mașină oarecum intrigat, dar nebănui firește ce avea să se întâmple. În stradă au coborât întâi medicul și șoferul. Transportau pe cineva pe targa, în așa fel acoperit, încă nu puteam da seama cine era. Imediat după ei și-a făcut apariția un bărbat necunoscut, îmbrăcat într-un balonzait green kiss cu ochelari mari fumurii și cu gulerul ridicat și pălăria trasă pe frunte. În vreme ce medicul și șoferul erau ocupați să așeze targa în interiorul mașinii, individul cu ochelari fumurii s-a repezit la volan și în câteva secunde a pornit mașina într-o viteză nebună. Totul s-a petrecut atât de fulgerător încât trebuie să recunosc nici eu nu mi-am dat seama imediat ce s-a întâmplat. Șoferul și medicul au rămas stupefiați în mijlocul străzii. Instinctiv mi-am notat numărul și am alergat într-un suflet să-mi iau motocicleta și să urmăresc mașina. Până să pornesc motorul, am pierdut timp prețios. Am reușit totuși să-i stric doctorului să vină cu mine, iar șoferul lui să anunțe cel mai apropiat post de dirijare a circulației pentru a opri mașina. Subofițerul făcu o pauză, respira adânc și cercetă cu privirea îngrijorată efectul vorbelor sale. Cum nu reușit să descifreze ce impresie lăsase toată povestea asta încălcită, își continuă explicațiile. Aveam certitudinea că la mijloc era vorba de ceva în legătură cu femeia pe care o urmăream. Nu mă înșelasem, fiindcă pe drum doctorul mi-a explicat că a fost chemat telefonic de către un bărbat, sub pretextul că o femeie bătrână s-a intoxicat grav și pe moarte. Numele femeii, Catrina Dornescu. A găsit o lungită pe pat inconștientă, ba, chiar i s-a părut că bătrâna nici nu mai respiră. El, doctorul, a vrut să-i facă o injecție calmantă, dar bărbatul care era de față Probabil acela care îl chemase la telefon a început să vocifereze și a cerut să aducă targa pentru a o transporta de îndată la spital. Apoi totul a decurs așa cum v-am relatat mai înainte. Am căutat să ajung din urmă mașina furată, dar n-a mai fost chip. Între timp, șoferul a reușit să anunțe direcția circulației și două patrule auto au reperat-o în câteva minute. Din păcate, nu au mai găsit și pasagerii ei. Individul cu ochelarii fumurii a abandonat mașina pe o stradă doznică și, bineînțeles, că a dispărut. Dar nu se știe ce s-a întâmplat cu bătrâna. S-a făcut și ea nevăzută sau individul s-a debarasat pe drum de ea? Am lăsat pe și de la miliție să-și continue cercetările prin împrejurimi, iar eu v-am căutat pentru a vă știința de cele întâmplate. Mi s-a comunicat că a spurnit în coace. Fără îndoială, Dan Tomescu nu putea să-l acuze cu nimic pe subofițer. Modul în care procedase bărbatul necunoscut fusese nu numai extraordinar de bine studiat și calculat, dar și executat cu o repeziciune fulgerătoare, derutantă pentru oricine ar fi fost în locul subofițerului. Maiorul Tomescu simți nevoia să rămână singur pentru a putea să mediteze în liniște asupra măsurilor pe care urma să le ia. Coborâ scările și se refugie în mașină. După aproape un sfert de oră își regăsi calmul și echilibrul și un zâmbet de satisfacție lumină fața. Lupta nu era pierdută. Din potrivă. Șeful gării privea fustăcit legitimația pe care i-o prezentase locotenentul Davidescu. Atât de precipitat îi vorbise ofițerul și atât de neașteptată și uluitoare era pentru el situația relatată. Dacă nu i-ar fi văzut legitimația, ar fi fost tentat să creadă că omul din fața lui își bate joc de el. Prea era ca în romanele de aventuri toată povestea ce Cu un sentiment de teamă, îl rugă să-l aștepte puțin și se repezi într-o cameră alăturată unde funcționa telegraful. Pe neașteptate îi veni o idee. La nicio jumătate de kilometru se afla o mică unitate de pază a viaductelor și tunelurilor. A avut norocul să-l găsească pe comandantul unității și acesta îi promise că va veni imediat în soții de doi oameni. Oarecum mai liniștit, se întoarse în biroul unde îl lăsase pe Davidescu. Locotenentul părea nu numai nerăbdător, dar și de-a dreptul furios, pentru că șeful gării întârzia să priceapă, sau se făcea că nu pricepe, un fapt deosebit de important, să înștiințeze la București ceea ce se petrecea la căsuța unde ajunsese urmărindu-l pe Daleș. Așa se face că mai trecură încă vreo 10 minute de nervi și încordată așteptare pentru Davidescu. Abia după ce comandantul unității de pază a apărut pe peron însoțit de oamenii săi, șeful gării, cu inima mai ușurată, se decise să dea ascultare dorinței locotenentului și acesta a obținut direct prin centrala automată CFR legătura cu numărul de telefon pe care îl solicitase. Davidescu raportă colonelului Manea situația și primi aprobarea să acționeze imediat. Însoțit de cei trei militari, parcurse din nou drumul până la căsuța, unde în urmă cu mai bine de o jumătate de oră, se petrecuseră lucrurile acelea ciudate. Ajunseră în preajma grădinii însesate de flori. Locotenentul le ceru militarilor să se posteze pe una din laturile căsuței, iar el intră pe poartă și urcă fără zgomot treptele până în cerdac, unde se opri oarecum descumpănit, neștiind cum ar fi mai bine să procedeze. Ușa de la intrare era întredeschisă, iar în casă continua să fie întuneric hotărât să acționeze brusc prin surprindere, preîntâmpinând astfel o eventuală ripostă. Își pregăti lanterna și revolverul, împinse fulgerător ușa cu piciorul și dintr-un salt ajunse în interiorul camerei. Înăuntru însă nu se simțea nicio mișcare. Aprinse brusc lanterna și plimbă repede vreme de câteva secunde fasciculul luminos de-a lungul pereților. Nu zări nimic deosebit, de nicăieri niciun zgomot. Surprinzător, casa părea pustie. Locotenentul găsi numai decât comutatorul și o lumină slabă, difuză se împrăștie în încăpere. Era o cameră aranjată în stil românesc, deși totul lăsa să se vadă că fusese locuită, acum părea neprimitoare, rece. Totodată, privirea locotenentului descoperi cu uimire corpul unui bărbat întins pe dușumea într-o poziție curioasă. Se aplecă imediat asupra lui și constată că nu era altul decât Daleș. Inginerul respira ușor, deși cam neuniform. La tâmpla dreaptă se vedea urma unei lovituri din cauza, probabil, din cauza căreia probabil că leșinase. Pentru câteva clipe, locotenentul îl părăsi pe inginer și cercetă la iuțeală camera alăturată. Era o mică bucătărie și pe masă se afla un dezordine cutii de conserve goale, resturi de salam, biscuiți și o scrumieră plină cu mucuri de țigări. Așadar, cineva locuise aici. Cineva care, evident, dorise să nu-și trădeze prezența, deoarece nu făcuse focul în sobă și preferase să consume numai hrană rece. Și acesta nu fusese, se înțelege, inginerul Daleș. Locotenentul ieși în cerdac și semnaliză cu lanterna celor trei ostași. Aceștia își făcură imediat apariția, aducându-i la cunoștință că nimeni nu părăsise locuința în vreme ce el se afla în interior. O investigație în împrejurimi ar fi fost fără șanse mari de reușită, atât din cauza întunericului, cât și a numeroaselor posibilități de ascunziși pe care le oferea terenul. Așa că se hotărât să renunțe. Îi rugă pe ostași să rămână în apropiere pentru orice eventualitate. Asupra inginerului Daleș nu găsi decât lucruri fără însemnătate, printre care și biletul de tren. Așadar, pentru Davidescu rămâne învăluit în mister scopul pentru care Daleș se deplasase cu atâta grabă și nerăbdare până aici, tot așa cum nu se putea lămuri cine fusese persoana care se ascunsese în casă și dispăruse în intervalul de timp cât el se aflase în gară. Îl așeză pe cu grijă pe pat. Inginerul scoase un geamăt ușor și între deschise ochii, speriat și confuz. Cine sunteți?" murmură inginerul, încercând cu greu să se ridice. Vă rog să stați liniștit." Se părea că Daleș nu-și revenise, deoarece îl privea încă buimac pe locotenent, parcă neînțelegând înțelegând nimic din ce se petrecuse cu el până atunci. Nici Davidescu nu insistă, așteptând liniștit ca inginerul să-și revină complet. Vicențiu Dale și-l studia cu atenție pe omul din fața lui. Încet, încet, memoria îi revenea și și-a cum un tânăr cu barbă roșie ca focul îl trăsese cu forța în interiorul camerei și cum se lovise sau fusese lovit imediat după ce individul îl silise să intre. Își roti privirea prin cameră și constată că în afară de el și bărbatul acesta, la fel de necunoscut, nu se mai afla nimeni. Ce se întâmplase oare? Se întreba cu nedumerire. La fel de nedumerit era și locotenentul Davidescu. De câteva secunde, privirea ei se oprise pe o fotografie rămată fixată pe perete, între două vase de pământ zmălțuite. Și frumoasa femeie, surâzând fericită, nu era alta decât Eliza Dornescu. În grabă, locotenentul uitase să se intereseze la șeful gării cu ei aparținea casa, dar acum înțelese imediat unde se afla. Așadar, acesta era, fără doar și poate, refugiul tainic al actriței. Cât dintre cei care roiau în jurul ei îl cunoșteau? Ce căuta inginerul Daleș aici? Hotărâ că era cazul să-l scoată pe inginer din muțenia lui. Trebuia să procedeze cu tact, dacă dorea să afle cât mai multe lucruri, dar și cu repeziciune. Cred că ați putea să-mi răspundeți acum la întrebări, dar mai întâi, desigur, am să mă prezint, deși numele meu nu vă va spune probabil nimic. Locotenentul Davidescu, dumneavoastră, cine sunteți? Inginerul Vicențiu Daleș. Domnule inginer, vă rog să-mi declarați cu toată sinceritatea. Ce anume v-a adus până la căsuța aceasta izolată și părăsită, ca să spunem așa, deoarece acum vreo jumătate de ceas mai era locuită de cineva? Da, într-adevăr, spre surprinderea mea când am sosit aici, am fost întâmpinat cu ostilitate de un necunoscut. Dar aș vrea să știu și eu pentru ce mă interogați. Am comis vreo infracțiune dorind să-mi vizitez prietena despre care știam că vine din când în când să se odihnească în această casă? N-ați comis nicio infracțiune, numai că doamna Eliza Dornescu, deoarece bănuiesc că despre dânsa e vorba, așa e, a fost victima unui atac. Cum? Și noi îl căutăm pe infractor. Așadar, inginerul Dale și afișa o uimire și o îngrijorare ce nu păreau simulate. Apoi își prinse capul între palme și început să plângă, nu în hohote, ci potolit, cu lacrimerare, prelingându-se încet de-a lungul obrajilor. După un timp, când își reveni, răspunse calm și precis tuturor întrebărilor. Când maiorul Tomescu se întoarse la sediu și primi raportul locotenentului Davidescu, un zâmbet de satisfacție îi lumină fața. Locotenentul nu-și pierduse vremea zadarnic. Interogatoriul luat inginerului Daleș lămurea multe din punctele neclare până aici – Desigur, mai rămâneau destule, printre care cel mai important i se părea acela al identificării persoanei ce s-ascunsese a în căsuța Elizei Dornescu, deși după părerea sa nu putea fi vorba decât de Remus Saliman. În definitiv, de ce fugise pictorul căutându-și un refugiu cât mai ferit de ochii lumii? Cel determinase să părăsească orașul precipitat în data după ce aflase de moartea actriței? Participase sau nu la crimă? Făcea sau nu făcea parte din grupul de spioni? Maiorul Tomescu era convins că nu peste mult timp va putea să răspundă și acestor întrebări, ca și multor altora legate unele de altele printr-un dublu fir, cazul Elizei Dornescu și lucrarea inginerului George Munteanu. Orele șapte seara, o seară de noiembrie rece, umedă, cețoasă. Daleș se află în drum spre București, însoțit de locotenentul Davidescu. Despre Anca Rodan, George Munteanu și doctorul Bănescu se știe că sunt fiecare acasă la ei. Doar Catrina Dornescu și pictorul Aliman rămân în continuare dispăruți. Mai trec 30 de minute de așteptare încordată și apoi, brusc, pe cadranul postului de radiorecepție se aprinde primul beculeț. Alarmă! Anca Rodan a ieșit din casă îndreptându-se spre stația de autobuz. După un sfert de oră de la plecarea laborantei și inginerul Munteanu își părăsește locuința, urcându-se în mașina sa. Câteva minute mai târziu oprește în fața teatrului muzical. Așadar, inginerul Daleș a declarat adevărul, constată cu voce tare maiorul Tomescu. Exact la ora 8, Ancarodan își face apariția în același loc. Cei doi se întâlnesc și se salută. Galant, inginerul Munteanu îi sărută mâna colaboratoarei sale și îi explică probabil că îl așteaptă și pe Daleș. În sfârșit, cu 10 minute mai târziu decât era prevăzut, își face apariția și inginerul Daleș. Își cere scuze că a întârziat, iar ceilalți doi se facă că nu observă umflătura de la tâmplă. Sunteți invitații mei în această seară!" exclamă George Munteanu. Are o figură radioasă. Colaboratorii săi nu l-au văzut atât de vesel niciodată. O victorie trebuie sărbătorită așa cum se cuvine. Cred că am ales locul cel mai potrivit pentru ca să ne simțim cu toții bine. Îi lăuzește către intrarea discretă în spatele căreia se află scările ce duc până la ușa barului. Anca și Vicențiu lasă impresia că sunt încântați, poate și pentru a răspunde într-un fel atenției de care se bucură amândoi din partea inginerului Munteanu. Coboară împreună scările și predau paltoanele la garderobă și intră în sala relativ lipsită de spațiu, dar cochetă și cu mult gust aranjată. Un chelner într-un costum impecabil îi conduce până la un mic separeu așezat lângă ringul de dans. E plăcut aici, constată Anca privind cu atenție interiorul localului. Dacă te simți bine cu adevărat, nu pot decât să mă felicit pentru alegerea făcută. Îi răspunde George Muntanu, în vreme ce un semn discret îl invită pe Kellner. Propun să bem șampanie. Vicențiu Daleș nu rostește niciun cuvânt. E cel mai puțin expansiv dintre ei. Se mulțumește să-i privească, surzând cu politețe și amabilitate numai atunci când e cazul. De altfel, doar cu un efort mare de voință face față situației, deoarece la emoțiile care l-au încercat cumplit în această dupamiază se adaugă și o serioasă durere de cap ca urmare a loviturii. Locul ales de inginerul Munteanu pentru strania sărbătorirea unei victorii ipotetice, așa cum rezulta cel puțin din declarațiile făcute de el directorului institutului, atunci când ceruse amânarea cu o zi a depunerii lucrării, îi pare ciudat maiorului Tomescu. Intimbar, localul unde a dispărut în urmă cu două zile Catrina Dornescu, este situat la demisolul clădirii care adăpostește și teatrul muzical. În prejurul lui s-au perindat doctorul Bănescu, pictorul Aliman și Vicențiu Daleș, cei trei admiratori ai actriței. Și tot aici, inginerul Munteanu a hotărât să petreacă împreună cu colaboratorii săi. Pentru mine, lucrurile sunt din ce în ce mai clare, îi mărturisește maiorul locotenentului Mareș. Mai avem doar două enigme de dezlegat. Și una dintre ele o vom descifra la bufetul acto-vegetarian. Să mergem! Când ajung acolo, constată că micul local e ferecat cu lacăt. Pe o hârtie lipită pe ușă, cineva scrisese cu litere ca de tipar. Localul închis, responsabilul bolnav. Maiorul telefonează direcției comerciale de care aparține localul. Din fericire, deși ora e târzie, găsește un funcționar de serviciu care cu multă amabilitate îi dă numele și adresa responsabilului. După un sfert de oră, împreună cu soțitorii pe care și-i luase, ajunge la locuința lui Octav Budan. Oprez mașina în dreptul unei case cufundate în întuneric. Pe ușa de la intrare e prins un cartonaș ca o carte de vizită pe care stă scris numele proprietarului, Virgil Zugravu, pensionar. Unul dintre oamenii care îi însoțesc înconjoară casa și constată că mai există o intrare separată cu o scară de serviciu care duce la apartamentul de la etaj. Ușa e încuiată. Maiorul apasă pe soneria de la intrarea principală. Peste puțin timp se aprinde o lumină și se aude glasul speriat al unei femei în vârstă. Cine e? Dan Tomescu. Nu vă cunosc ce doriți. Aș vrea să stau de vorbă cu proprietarul. E bătrân și bolnav, s-a culcat. Reveniți, vă rog, mâine dimineață. Nu vă supărați că insist, dar e o situație excepțională, vă rog să mă înțelegeți. Trebuie să aflu neapărat anumite lucruri. Dacă vă convine, putem discuta și așa. Răspunde cu încăpățânare femeia fără să deschidă ușa. Maiorul nu are încotro. Bine, cum doriți, spuneți-mi, cine locuiește la etaj? Chiriașul nostru, domnul Budan, dar acum nu e acasă. Sunteți sigură? Bineînțeles, de câte ori pleacă din București, îmi lasă cheia de la camera dumnealui. De fapt, eu pe acest domn Budan îl caut. Pentru ce? Sunteți vreo rudă de-a lui? Nu, doamnă, îl bănuim de furt. Invocă la repezeală maiorul. Suntem de la miliție. De dincolo de ușă răzbate o exclamație de uimire urmată de un suspins gomotos. Aproape imediat femeia le deschide și îi invită. Poftiți înăuntru! O bătrânică scundă surâde de încurcată și pare foarte surprinsă de afirmațiile de adinea ale maiorului. Îl cunoașteți bine pe chiriaș? Ca să fiu sinceră, nu. S-a mutat la noi abia de 3-4 luni. Până atunci, în camera de sus, locuia fratele meu, doctorul Bănescu. Maiorul reușește să-și ascundă surpriza. De deci ce a plecat fratele dumneavoastră de aici?" A primit o garsonieră într-un bloc nou mai în centru, aproape de policlinică. Și apoi, acolo are în apropiere și un garaj pentru mașină. Cine vi l-a recomandat pe Budan? Fratele meu, dar să nu vă închipuiți că el îl cunoștea mai bine. El recomanda să o doamnă o prietenă de-a lui. Cunoașteți cumva numele acestei doamne? Radu nu mi-a spus cum o cheamă. Ce fel de om e acest Budan? Mie mi s-a părut tare cum se cade. Și liniștit. Nu primea vizite? Absolut niciodată. Cât privește chiria, mi-a plătit-o pe un an înainte din proprie inițiativă. Spunea că va lăsa cheia. Da, când a plecat? Să tot fie vreo două ceasuri a plecat cu mașină. Are mașină personală? Da. Ce marcă? Nu mă pricep la mașini. Știu doar că e de culoare verde închis și destul de măricică. Bănuiesc cumva încotro a plecat? Nu mi-a spus nimic și nici eu n-am fost indiscretă să-l întreb. A sunat la ușă cum a făcut și dumneavoastră și mi-a spus. Doamnă Zugravu, eu plec în provincie, cam niște treabă pe acolo și fiindcă nu știu când am să mă întorc, poftiți cheia. De ceva v dat-o? Am mai plecat de două ori în provincie și tot așa a procedat. De altfel, acesta a fost singurul lucru pe care i l-am pus în vedere încă de la început. Bărbatul meu e în vârstă și bolnav. Dacă se întâmplă ceva în casa asta, trebuie să mă descurc singură după puterile mele. S-ar putea să pleznească o țeavă la instalația de apă de la etaj sau mai știu eu ce se întâmplă în lipsa chiriașului. De aceea, când e plecat din București, cheia stă la mine. Sunteți amabilă să deschideți să-mi arunc o privire în cameră? Desigur, nu mai să-mi pun paltonul pe mine. Bătrâna se reîntoarce numai decât. O împreună casa și deschid mai întâi ușa de la serviciu. Urcă pe scară până la etaj unde se află locuința chiriașului, de fapt o singură cameră și dependințele. Când aprin lumina, sora doctorului Bănescu scoate un mic strigăt de surpriză. Ce s-a întâmplat, doamnă?" întreabă maiorul care nu-și dă seama pentru moment ce anume o surprinde pe bătrână. Nu vedeți? A strâns tot și a luat și valizele ca și cum ar fi plecat definitiv. Și pentru a-i confirma majorului, Tomescu adevărul spuselor sale deschide largușile șifonierului. Într-adevăr, se pare că Octav Budan s-a pregătit pentru un drum mai lung, constată maiorul. Sau poate că s-a mutat. Și nu mi-a spus nimic, se tânguiește bătrâna. Nu trebuie să vă pară rău, dar va plăti chiria cu anticipație. Rostise cuvintele pe un ton glumeț, dar bătrâna nu se siza acest lucru. Se mulțumi doar să confirme, oftând cu ușurare. Așa e, tovarășe maior. Dar Tomescu înțelege că nu mai are ce căuta aici. Pasărea și-a părăsit cuibul, poate simțind primejdia, poate cu un scop bine definit. Din prudență, lăsă pe unul din subofițeri să păzească în continuare locuința, iar el, după ce mulțumi bătrânei, se întoarse la mașină, secondat îndeaproape de mare și de ceilalți. Din cercetărilor donate încă dinaintea acestei deplasări, aflase că Octav Budan avea un cazier destul de bogat. Săvârșise niște scrocherii mărunte în tinerețe, rănise grav în cursul unei încăierări dintr-un local periferic pe un cetățean și avea la activ și o tentativă de viol. Pentru toate acestea executase câțiva ani de închisoare. Ceea ce îl frapase pe, Inge pe majorul Tomescu era faptul că Octav Budan devenise proprietarul unei mașini pe care i-o aduse o rudă din străinătate, în urmă doar cu trei luni, un fortaunus de culoare verde. Imediat îl înștiință pe colonelul Manea despre noile descoperiri și îl rugă să comunice tuturor posturilor, precum și celor de la direcția circulației pentru identificarea mașinii și arestarea proprietarului ei. Era trecut de ora nouă când maiorul Dan Tomescu șocu apariția pe ușa barului într-un impecabil costum de seară. Constată cu satisfacție că niciunul din cei trei salariați ai Institutului de Cercetări nu părăsise localul. Păreau bine dispuși și chiar Daleș sură de a amuza de gluma pe care tocmai l-o spunea în acel moment inginerul Munteanu.